Această rubrică vă este oferită de Sanador. Radioterapia externă este o metodă de tratament cu rolul distrugerii celulelor canceroase din diverse zone ale corpului și cu efecte secundare minime asupra țesuturilor sănătoase din jur. Cum se realizează această procedură în funcție de patologia pacientului? Discutăm cu domnul dr. Matei Bără, medic specialist în radioterapie. Bună dimineața! Domnule doctor, dacă ne auziți, bună dimineața! Da, vă aud. Deci, radioterapia este un tratament local, asemănător chirurgiei, care este etalat pe un anumit număr de zile. Tratăm pacienții, în principiu, cu o ședință sau până la 39 de ședințe, 5 zile pe săptămână, de luni până vineri. Primele etape ale efectuării unui tratament de radioterapie constă în efectuarea unui CT, bine, după ce avem indicația de radioterapie, bineînțeles, efectuăm un CT de plan de tratament. Este un CT puțin diferit față de CT-urile de diagnostic pe care pacientul trebuie să le efectueze înaintea consultației de radioterapie. Acest CT ne permite ca să poziționăm pacientul în poziție de plan de tratament, pentru că apoi după aceea să poată să fie poziționat în aceeași manieră la fiecare ședință de tratament. Ca să putem să-l poziționăm cât mai exact și cât mai ușor de reprodus după aceea la ședințele pe care trebuie să le urmeze, folosim anumite mijloace de contenție care sunt specifice pentru fiecare zonă pe care o tratăm. De exemplu, cum ar fi la tumorile cerebrale, că vorbim de primare sau secundare, sunt anumite măști termoplastice care se stimulează pe capul pacientului și preiau formă capului pacientului. Același lucru se realizează și la tumorile de sferă ORL, cum sunt tumorile laringene, hipofaringene, rinofaringene sau linguale sau bază de limbă, la care folosim niște măști un pic mai mari, care, pe lângă faptul că acoperă și stimulează pe cap, acoperă și stimulează și zona gâtului și a umerilor. La tumorile de sân, la fel, sunt anumite mijloace de contenție care ne ajută să poziționăm zona peretului toracic și sânului în anumită poziție ușor de reprodus. Și la fel și pentru alte zone avem mijloace specifice de contenție. În ce constă procedura de radioterapie propriu-zisă? Ședința de radioterapie propriu-zisă se efectuează zilnic în regim de spitalizare de zi. Cum am zis, este un tratament local ca și chirurgia, doar că e etalat pe mai multe zile. Primul lucru, după ce efectuăm planul de tratament, adică după ce s-a efectuat CT-ul de plan, se efectuează mai întâi desenarea volumelor țintă și efectuarea planului de tratament și apoi după aceea pacientul este invitat în centru pentru a efectua ședințele. Ședința efectivă de tratament durează cam 2-3 minute. Timpul petrecut de către pacient în bungărul de tratament este cam de 10-15 minute. Mai mult durează efectiv poziționarea pe poziționarea și verificarea imagistică zilnică decât efectiv livrarea tratamentului propriu-zis. Ca și, cum să zic, efecte adverse sau senzații în cursul tratamentului, în cursul ședinței zilnice pacientul nu simte nimica, doar că cumulându-se dozele de tratament, adică efectuând mai multe ședințe, în cursul tratamentului, de obicei după mijlocul tratamentului, deci de obicei dacă un pacient are 20, 25, 30 de ședințe, cam după 10, 15, 20 de ședințe, încep să mai apară și anumite reacții adverse pe care noi le discutăm de la consultația inițială cu pacientul și pe care îl rugăm să ne anunțe dacă apar în cursul tratamentului. Ce trebuie să facă pacientul după fiecare ședință? După fiecare ședință, în funcție de localizarea pe care noi o tratăm, are anumite recomandări igienodietice pe care trebuie să le efectueze. Cum, de exemplu, în anumite situații unde pielea este mai subțire, trebuie să se dea cu anumite creme protective și hidratante după fiecare ședință și următoarea zi, de exemplu, trebuie să vină cu pielea curată. La nivelul pelvisului și abdomenului avem un regim specific pentru acea zonă pacientul trebuie să-l respecte în fiecare zi pe tot parcursul radioterapiei sau, de exemplu, la tumorile ORL are niște recomandări de gargarisme pe care trebuie să le efectueze zilnic de mai multe ori pe zi. Câte astfel de ședințe pot fi necesare?
De obicei, în funcție de localizare, viza de tratament, că vorbim de tratament curativ sau paliativ sau stadializarea bolii sau localizarea primară, în principiu sunt între 1 și 39 de ședințe. Adică între o singură ședință vine, face CT-ul de plan și următoarele zile face acea ședință sau aproape 2 luni de zile deveni zi de zi la tratament. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digimat. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Criza din